Mulțumesc, Sorin. În primul rând, vă mulțumesc mult că ați venit în urmă atât de mare. Revăd cu plăcere mulți prieteni. Actual, foști și viitori, parteneri de drum. Și tuturor generațiilor aici în sală, mulțumirile mele pentru că v-ați avut un pic credit. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție. Cartea s-a născut în timpul pandemiei. Inițial am vrut să scriu o carte în limba engleză pentru public anglosaxon, să public în America. Eram încă sub impresia puternică pe care o avem încă cu toții a războiului început de Rusia împotriva Ucrainei. Se acumulase și experiența de la NATO, evident, și experiența mea de viață. Și inițial m-am apucat să scriu o carte în limba engleză pentru public străin. Și știți cum era pandemie, că tot timpul îți veneau și alte idei și pe măsură ce am început să scriu, câteva capitole, cele legate de Ucraina, de război, sunt de fapt capitolele scrise inițial. Și după asta m-am pus întrebarea de ce să nu scriu o carte pentru românii și româncele mele, de ce să scriu pentru altcineva, când cred că este mai important pentru noi să putem să dialogăm. Am scris-o cu foarte mult suflet, am scris-o cu un sentiment de dialog cu înaintașii noștri. E foarte multă referință istorică în cartea mea, fără să fie o carte istorică. Este referință la date istorice, la momente care au șlefuit națiunea română, la dialogul cum avem astăzi la Botoșeni, pe care înaintașii noștri au avut și dânsii între ei, și Școala de Lemn, și Junina, și Pașoftiștii, și Brădienii, și Cuza, și Regina Maria, și Regele Ferdinand. Și este o carte care vă este oferită din toată inima mea și când am scris-o n-am avut niciun fel de gând politic sau electoral. Întâlnirile cu cititorii, foarte multe în țară, foarte multe în diaspora românească. Ne-am dat, de fapt, seama că, de fapt, preocupările noastre, deși cei rămași acasă avem preocupările noastre de zi cu zi, situația noastră socială, economică, griji, necazuri, speranțe, vise, succes, nu sunt atât de îndepărtate față de cele ale românilor plecați cu milioanele în străinătate, în diaspora. Aceleași întrebări despre viață, despre destin, despre lucrurile care ne pot face fericiți sau nefericiți. Și, într-un fel, cartea a devenit mai politică decât este ea ca scop inițial prin dialogul cu românii și cu româncele. Ea a devenit o carte mult mai politică prin acest dialog pe care sper să-l avem și astăzi. Ea devine, de fapt, pentru mine, un fel de autostradă în dublu sens. Ar fi bine să fie autostrăzi mai multe în Moldova, apropo. Și o să vorbim, probabil, de faptul că acest război din Ucraina poate că aduce și părți mai pozitive pe termen mediu și lung. Deci răspunsul meu este, cred că este un dialog cu generațiile de tineri. Mi s-a părut că e interes mare de la cei un pic mai tineri decât generația mea. Dar fără avară și prezență, nu vreau să înseamnă foarte mulți tineri. Această carte reprezintă și o modalitate prin care întotdeauna nația română, oamenii simpli și oamenii din vârf, au știut să profite de cutremure geopolitice. Istoria națiunii române este construită în astfel de momente. Războiul Crimeei din 1853-1856, când Franța și Anglia au sărit în sprijinul Imperiului Otoman slăbit pentru a împinge Rusia țaristă dincolo de Balcan și de țările române. Regulamentele organice, generalul Kiselev, erau guvernator ruși în țările române. Despre asta era vorba. Și visul lui Petru cel Mare, pe care Putin acum încearcă să-l reînvie de o manieră atât de violentă și de crudă, se devinise în acel moment. Pentru prima dată, nave englezești au intrat în Marea Neagră. Războiul a început pe Dunăre, de fapt. Lev Tolstoi era locotenent în armata țaristă și a luptat la Calafat. I-au împins pe Dunăre, către Marea Neagră. Navele englezești au intrat în Marea Neagră. A fost o bătălie la Sevastopol.
Crimea, vă sună cunoscut? Da? O bătălie mai mică la Mariupol, la intrarea în Marea de Azov, vă sună cunoscut? Da? Cam cum am arătat el? Pentru că am făcut o imensă greșeală, inclusiv eu. Să cred că odată cu integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană, proiectul național s-a isprăvit, s-a închis. Ne-am dus acolo, o să fie totul bine, o să ne treacă ei la alți după ei și brusc o să avem și autostrăzi care să lege Moldova de Transilvania și sus și jos și am greșit. Deci, de fapt, într-un moment în care se reîmpac cărțile, care lumea este atât de învolburată, atât de complicată, cu atât de multe războaie, cu atât de multe crize, întrebarea mea, pentru noi, românii și româncele contemporane, care este următoarea etapă a proiectului național? Cum ar fi gândit în locul nostru în Cogălnicianu sau în Cursa, dacă ar fi fost astăzi? Să fie astăzi în locul nostru. Cum ar fi imaginat ei viitorul României pentru următorii 10 ani, 20 de ani, 50 de ani? Această carte este un apel la redescoperirea ambiției românești, a faptului că în istorie apar și oportunități, această criză geopolitică este o șansă pentru România, este și un risc. Și este o carte care ne invită pe toți să încercăm să scriem împreună viitorul capitol sau capitole de istorie naționale. Asta este cartea mea și este o carte care nici măcar nu se ascunde în a spune că sunt foarte ambițios cu privire la ceea ce cred că țara poate să facă și împreună cred că putem să reușim să facem. Ce se întâmplă acum în Ucraina este o preocupare și a oamenilor prezenți aici, am discutat cu o parte dintre ei, vor fi altfel întrebări din public pe acest subiect. Vis-a-vis de proiectul național pe care nu l-avem, cea de-a doua componentă în care funcționează, cine ar trebui să pornească acest proiect național? Spuneați dumneavoastră, fiecare dintre noi ar trebui să ne implicăm, dar cred că nu e suficient. Ne trebuie și o cale, o modalitate. Cartea asta este și pentru cel mic din spate, care e puțin nedumerit de ce l-au adus părinții la întâlnirea noastră. E pentru el și mai ales pentru copiii și nepoții și strănepoții noștri. Dar răspunzând întrebării tale, o întrebare legitimă. Eu spun în cartea mea că nu cred că există lideri providențiali. Nu cred. Cred că națiunile își generează liderii de care au nevoie în momente specifice ale istoriilor naționale. Winston Churchill a apărut într-un context, dar să fie altcineva. Generalul de Gaulle a apărut într-un context, dar să fie altcineva. Oameni care au făcut o diferență în lumea asta, puteau să fie ei sau altcineva. Asta nu înseamnă că n-ai nevoie de leadership politic, de viziune la nivel politic, pentru că trebuie să imagineze cineva o viziune. Dar ea nu poate fi făcută doar de sus în jos. Ea trebuie făcută ca un fel de ascensor cu dublu sens. De sus în jos, o viziune pe care liderii o propun, dar care să cuprindă, prin consultare publică, prin implicarea tuturor elementelor societății noastre, și în politică, și în business, și în mediile academice, și om obișnuit, în care să poți să creezi, de fapt, o anumit tip de energie și încredere în acel proiect și am început de consensualizarea acelui proiect. Nu este dur. Este foarte, foarte diplomatic. Și eu nu mai sunt diplomat de mult. Am fost, mi-a trecut. Mi-a trecut și cu politica, în mare măsură, vă spun sincer, că le-am făcut și pe asta destul de mult. Nu înseamnă că ceea ce discutăm azi nu este politic. Dar nu este politic în sensul sectar, nu este în sensul mus politic. Nu, bătălia este un cuvânt moale față de miza acestei perioade. Față de complexitatea acestei perioade. Față de forțele centrifuge care înconjoară această perioadă. Față de uriașele provocări și oportunități și imensele riscuri și pericole pe care această perioadă ne aduce în față. Pentru că nu este vorba doar despre un cutremur geopolitic. Este și o suprapunere de revoluții tehnologice care ne vor schimba în mod dramatic modul în care muncim, trăim, gândim, interacționăm. Modelul economic se schimbă, societatea se schimbă, tinerii se schimbă mai repede decât generațiile mai mature. Deci cred că acest cuvânt de bătălie este de fapt o bătălie. Și mai este un element al acestei bătălii. Eu nu cred că România, o țară mare și importantă, și vă spun asta
privind-o de la NATO, nu doar cu dragostea mea față de țara mea. Toți ne iubim țara. Dar eu văd ce înseamnă ca valoare de întrebuințare strategică. Și Polonia este o țară mare în zona noastră. O țară cu populație mai mare, o țară cu o economie care este un pic mai bine rânduită decât a noastră. Dar valența strategică a Poloniei, cu care am o relație deosebită și o spun extrem de respectuos și de amical, și în zona asta ne-am întâlnit cu polonezii de multe ori prin partea asta de Europa, este că valoarea de întrebuințare strategică a Poloniei este est-vest. Rusia versus Occident. În timp ce valoarea de întrebuințare a României este o valență multiregională. România bate și în Marea Neagră, bate și în Est, bate și în Europa Centrală, bate și în Balcan, bate și în Orientul Mijlociu. Și de ministere, cu căciula în mână, să mă primească cu un ministru să-mi dea 2 lei pentru un poteț. Nu e ok. Nu e ok. Cred că nu e ok. Dar bătălia, de fapt, este și cu un anumit sentiment al nostru că suntem condamnați să fim de mâna a doua în Europa. Cu complexul nostru, oarecum, iertați-mă că vă spun, un pic de provincial. Că alții sunt mai buni decât noi. Suntem la fel de buni ca oricare dintre ceilalți, atâta vreme cât știm să ne jucăm cărțile, să ne punem în valoare. Deci a spune că nu este o bătălie cu timpurile, este o bătălie cu noi înșine. Este o carte care încearcă să vă transmită și sper să vă transmit și eu cât de mult pot, o idee că această țară are un rol de jucat și o șansă de jucat și o țară care în 10-20 de ani de zile poate să devină una din țările dezvoltate ale Europei și nu doar o țară care se chinuie să prindă ultimul vagon din ultimul tren din Europa. În tot timpul ne cățărăm și noi pe unde mai apucăm, pe strapontină, pe la clasa a treia. În estimările mele și echipei de economiști cu care lucrez, pentru că avem o echipă cu care lucrăm dincolo de NATO de ceva timp, câțiva dintre ei care sunt chiar aici în sală, eu vă spun că în 10 ani de zile România, la un ritm de creștere și de dezvoltare susținut, va depăși Austria ca produs intern brut, ponderat cu puterea de cumpărare, evident. Și geopolitic, vă spun, că România are toate șansele să înlocuiască, de exemplu, rolul Austriei de placă turnantă multiregională, pe care dăm și încă joacă. Dar o joacă pe stil vechi. Pe stil nou, o țară ca România, ancorată de Euroatlantic, predictibilă geopolitic, serioasă și capabilă să joace jocul, poate să devină o țară care să fie fruntașul regiunii sale și nu cineva la coada Europei. Ce ar trebui să se întâmple? În primul rând, cred că trebuie să fim mult mai sever cu liderii noștri politici. Sever nu în sensul de a critica pe dragul de a critica, ci pur și simplu de a-i ține la socoteală cu ceea ce promit. Dacă e cu tot meniul. România este azi la NATO ca număr de angajați prin concursul cel mai greu pe care îl poți imagina. Cu un centru american care se uită la chestii psihologice până la 3 rânduri de listă lungă, listă scurtă, interviu din ala, interviu de la altă. Greu de tot. România astăzi, din 32 de țări din NATO, cât suntem astăzi, este a 5-a țară ca pondere de angajați românce și români la NATO. Angajați pe concurs la liber, nu în poziție a țării. Deci suntem unde cei mai performanți de acolo. Deci lumea ne respectă, la NATO lumea ne respectă. Lumea știe că românii sunt oameni serioși. Ne-a luat și puțin frică uneori. Aoleu, sunt român la concurs sau românce, avem o problemă, ăștia sigur câștigă. Deci asta este o fațetă, cum să spun, pozitivă. La UE, probabil că lucrurile sunt mai puțin acolo unde ar trebui să fie. Dar eu cred că ducem lipsă de oameni foarte buni și cred că... Eu sper că pentru cei tineri, cei de tinere și faptul că am ajuns eu pe muncă și, evident, cu o conjunctură favorabilă, la un nivel atât de mare, să fie o încurajare pentru fiecare să știe că se poate ajunge oriunde să locui, dacă ești bun și dacă muncești și ești serios și vezi de treabă. Deci eu cred că nu avem niciun fel de complex de provincialism, de a vrut suntem la fel de bun sau mai mult decât toți ceilalți, treaba doar să avem puțin mai multă credere în noi și să ne ajutăm unii cu alții. Deci, cu Botoșani, cu Iașiu, cu FCSB-ul,
sau cu Dinamo sau cu cine vreți dumneavoastră în timpul campionatului, când e campionat european, suntem cu toți echipa națională. Și asta cred că să învățăm și o să obținem, ca și la altă poziție de influență foarte mare. Care stau mai prost de regiunea nord-est, care sunt regiunea nord-vest din Bulgaria, la granița cu Serbia, partea cealaltă, și căutați repede atlasul de geografie, regiunea Mayotte, a 18-a regiune a Franței, care este un teritoriu arhipelag în Oceanul Indian. Și după aceea regiunea noastră nord-est. Acest lucru este de neacceptat. Este de neacceptat. Este indecent față de cei care au făcut prima mânire, pentru că moldovenii au acceptat să dea capital în altă parte, în schimbul unui contract cu București. Și la doilea rând este și stupid din punct de vedere economic. Pentru că ai nevoie de toate motoarele de creștere ca țara să crească. De aceea cred că perioada următoare va trebui să permită o investiție masivă, public și privat, în zonele mai puțin dezvoltate ale țării. Și în mediul rural, și în școlile de la țară, și copii de om. Uitați de Dumnezeu și de multe ori și noi ne comportăm, majoritatea românească, cu anumit tip de discriminare. Trebuie să spunem și lucrul ăsta. Iar al doilea mare motor pe care eu cred că trebuie să-l activăm este uriașa diaspora românească. Dacă noi vom crea acasă condiții mai bune, care de fapt i-au determinat să plece, cred că am o șansă bună că o parte să se întoarcă sau alții măcar să rămână în contact cu țara și să o creștem. Dacă creștem și restul țării, conectăm și cu diaspora și avem un scenariu ambițios, eu cred că în 2034-2035 România este o țară. Asta este scenariul Fondului Monetar Internațional. Pe scenariul ambițios, cu o România care merge înainte, e o țară care practic poate să ajungă să-și dubleze PIB-ul. La 300 de lei, peste 600 de miliarde de euro. Nu va fi simplu, dar cred că varianta asta este preferabilă decât cea de a rămâne în spate, scenariul mediocru. Eu aș propune un scenariu mai ambițios, la care să ne ajutăm să facem treaba așa cum trebuie să facem în țara asta. Care a reușit să facă un lucru miraculos în istoria Europei. Să nu avem război pe teritoriul NATO timp de 75 de ani. Pe dacă ne uităm puțin la cartea de istoria Europei, este plină de războaie, de măceri, de măceri. Continentul nostru este probabil cel mai agitat continent de pe planetă și pentru că geografia continentului nostru cu munți, cu văi, ne face să fim mult mai multe state pe o suprafață de teritoriu dat. Deci eu nu cred că în condițiile în care ne pregătim, condițiile în care investim mai mult, avem probleme cu securitatea de tip militar a României sau a țărilor din NATO. Nu cred. În schimb, trebuie să fim pregătiți pentru o perioadă în care Rusia va rămâne foarte agresivă pe termen mediu. Spun asta cu foarte multă tristețe. Pentru că nimeni nu dorește tensiune sau război cu Rusia. Dânșii au început în Ucraina. Nu i-a provocat nimeni, restul este propagandă. Va depinde foarte mult și modul în care România și regiunea noastră, dar și Europa și lumea vor fi organizate în viitor, de întrebarea cea mai importantă. Va rezista Ucraina ca stat independent? Dacă răspunsul este favorabil și cred că este interesul tuturor celor din Europa, celor care vor pace, cei care vrem pace, asta vrem pace, nu vrem război, ca Ucraina să reziste. Și cu toate dificultățile pe care le-am mai avea, m-am întâlnit la Suceava cu fermierii, au fost dificultăți cu grânele din Ucraina, au fost dificultăți. Cred că este preferabil pentru noi ca Ucraina să reziste ca un stat independent, să vină către NATO, către UE. Asta va face ca frații și surorile noastre din Basarabia, din Republica Moldova, să aibă o șansă mai bună să vină către Uniunea Europeană. Și este un lucru important și pentru noi și pentru dânșii. Încerc să-i ajut cu tot ceea ce pot și ceea ce știu. Dar asta nu înseamnă că Rusia nu va fi foarte agresivă undeva sub limita războiului deschis. Război hibrid, război cibernetic,
spionaj, sabotaj, dezinformare. Vorbesc de paradoxul românesc în cartea mea destul de des. Dacă o să aveți plăcerea să o citiți, să o răspăiți sau să vă uitați să mă apucăți din carte. Eu spun un lucru interesant și paradoxal aparent. Două lucruri paradoxale în aparență. Unu, cu cât ajutăm mai mult Ucraina acum, cu atâta războiul se termină mai repede. Pentru că dacă nu se schimbă calculul strategic de la Kremlin, care crede că Occidentul va obosi să-i susțină pe ucrainieni, ei vor continua cu războiul. Cu cât ajutăm mai mult și mai consistent, cu atâta războiul se termină mai repede. Iar pentru România, pentru Moldova românească, pentru Moldova de dincolo de Prut, pentru Bucovina, pentru tot ce înseamnă nordul Transilvaniei, estul României, până la gurile Dunării și până în Dobrogea, flancul estic a NATO. Acest cutremur geopolitic, dacă jucăm bine, va reprezenta o șansă pe care această parte a României n-a avut-o niciodată de la prima unire până acum. Eu anticipez că această parte a României, restul României, evident, va fi cea care va beneficia cel mai mult de această nouă situație. Cu o Ucraina care stă în picioare și poate să facă business cu dânsii, cu investiții, cu reconstrucția Ucrainei, să face de aici. Sunt momente
foarte, foarte complicate și pentru, și pentru Europa și pentru România și cred că cel mai bun lucru este să ne uităm mai puțin la sondaje și să ne uităm mai mult la ceea ce avem fiecare de făcut. Sunt foarte, foarte interesat să văd rezultatele acelor locale din România, pentru că ele sunt cele mai importante, afară de cele prezidențiale, acolo se pune baza aleșilor locali. Sunt sute de mii de români și de românești care candidează. Regret un singur lucru, că alegerile europene au fost estompate în mare măsură de alegerile locale și că dezbaterea europeană practic nu a existat. Este un mare, mare păcat. Cred că românii aveau tot dreptul și interesul să urmărească ceea ce diverse fire și candidați au de propus. În rest, este politică care, efectiv, încă de multe comentate. Astăzi, președintele al Partidului Social-Democrat revendicat și votul social-democraților într-o eventuală candidatură? Nu poți să revendici votul nimănui, trebuie să meriți. Și vorbind de susținerea partidelor și de astfel de conversații, că cel mai important lucru este să te bucuri de încrederea oamenilor. De, evident, relația mea cu Partidul Social-Democrat este o relație veche, pe care m-am bucurat să conduc un partid de important din România și evident că votanții, simpatizanții, aleși locale ai Partidului Social-Democrat, ca și altă partidă, sunt foarte importanți pentru mine. Dar, repet, suntem într-o altă etapă, cred că România are nevoie în clipa de față de un alt proiect politic, altfel, diferit, și cred că sondajele atât de mult invocate de unii dintre politici indică, de fapt, nevoia de o schimbare mai profundă a României. Veți fi inițiatorul unui alt proiect politic? Politica este, în general, un proces de inovare permanentă. Cine stă pe loc, pierde legătura cu oamenii. Cred că toată politica europeană și în America există întotdeauna nevoia de a împrospăta ceea ce faci, modul în care faci, rezultatele muncii pe care vrei să o faci. Cred că în România, în acest moment, există clar o anumită oboseală a politicului actual. Sunt și 10 ani de zile de regim politic care acum s-a apropiat de sfârșit și poate în mod firesc se întâmplă să se epuizeze energia din jurul unui astfel de proiect. Dar cred puternic că ciclul politic viitor, ciclul istoric viitor pentru România, va trebui să fie mult mai inovativ și mai performant decât acum. În ce formă? Este un lucru pe care doar România îl face. Vorbim ceva despre contextul geopolitic în care ne aflăm acum și care s-a ales povestit și în carte. Aș vrea să sintetizați într-o declarație scurtă. Apar momente în istorie când lucrurile se accelerează exponențial și trăim astfel de moment. Tremure geopolitice, război în Est, război în Sudul Europei, crize destul de complicate și în Asia, revoluție tehnologică, o Rusie foarte agresivă, o Rusie și o Chină și un Iran și o Coreea de Nord care își strâng rândurile. Perioada complicată, fără îndoială. Și atunci ce ai de făcut? Să te întărești pe interior, să ai o țară mai bine administrată, o țară mai puternică, cu economie mai puternică, cu armată mai bine echipată, cu oameni mai prosperi și mai încrezători. Să ții de alianțele tale, nu vreau să mă gândești ce ar fi fost cu România noastră dacă nu a fi fost în NATO astăzi. De aceea, cred că este un moment de mare fătătură în istoria contemporană, în Europa și a lumii. Și sunt convins că România poate să profite de acest moment de reașezare, să reîmpac cărțile și ca de fiecare dată, într-un astfel de moment, vor fi învingător și învinși. Vreau ca România să fie la masă câștigătorul în aceste mari semnătoare. Spuneați că ați venit să dați oamenilor încredere și siguranță în contextul acesta la zonă. Sper să înțelegem că România este o țară foarte importantă și care trebuie și poate să se bucure de respect. Este România. România este o țară cu o geografie, dacă vreți, geopolitică, cu un registru geopolitic, de o importanță colosală. Trebuie doar să punem la treabă și să ne facem lucrurile. Vorbeam și în întâlnirea cu botoșenenii mai devreme, de faptul că și Europa și Occidentul își dau seama că această zonă europeană are nevoie de mai multe investiții. Sunt noi proiecte de interconectare cu infrastructuri, de la Odessa, la Chișinău, la Iași, de la Cernăuși, Lviv, la Suceava, de la Giurgiu până la Vicolul de Sus. Sunt multe proiecte care
trebuie să le fortificăm. Nu știu de la mai bun partid. Și spun ceea ce a spus-o și înăuntru și cred că este un lucru pe care îl înțelegem cu toții, indiferent dacă suntem moldoveni, ardeleni, olteni sau orice altceva în această țară, sau munteni. Este acela că Moldova a fost de mult mai multă vreme tratată necorespunzător de către București. Și că nu este normal ca o regiune atât de importantă, atât de oameni, atât de minunați, atât de mult talent, de s-au născut atât de practic, deci, parele, figura ale culturii și scărdeții românești să fie date pe ultima clasamentul regiunilor europene. Să fim, practic, la nivel de Maiot și de regiunea Nord-Vest din Bulgaria. Nu este corect, nu este nici sănătos și cred că trebuie corectat de întârziat această realitate istorică. Ce carte trebuie să joace România? Spuneți că e momentul în care... 360 de grade. În toate direcțiile, pe toate palierele, și pe tehnologie de ultimă generație, și pe punerea poterului agricol în valoare, a turismului, a modului în care facem treaba politică externă. Cred că în momentul acesta există, practic, aproape o invitație ca România să joace un rol mai important în Europa. Vorbeam cu o altă ocazie de faptul că triunghiul între Polonia, Germania și Franța, primul de la Weimar, a redevenit un motor important în Europa. Cred că este absolut normal ca România să alăture acestui triunghi și văd perfect fezabil în perioada următoare un triunghi între Germania, Polonia, Franța și România. Sunt astfel de proiecte care cred că pot să ne aducă mult mai aproape de centrul decizional. Mulțumesc!